Asigurarea auto obligatorie va fi mai ieftină pentru proprietarii de mașini care nu au făcut accidente. Prețul va scădea și la jumătate, promit șefii autorității de supraveghere financiară. În schimb, șoferii problemă vor plăti aproape dublu pentru polițe dacă vor fi implicați în mai mult de 3 evenimente rutiere în decurs de un an. Cel care este asigurat și are un comportament adecvat în trafic trebuie să fie bonusat. Trebuie să primească un discount semnificativ. Am crescut acest bonus de la 32% la 50%. Deci astăzi cei care au un comportament în trafic adecvat primesc un discount de 50% la clasa de bonus 8. În ceea ce privește categoria persoanelor care sunt malusate, adică care au un comportament inadecvat în trafic, care fac accidente, care ne împing către zona de creștere a tarifelor și de rezolvarea acestor probleme pe care le constatăm că există astăzi, aceia vor fi malusați până la nivel de 180%. Asta înseamnă că, de exemplu, pentru un șofer de 27 de ani, poliția RCA va costa 500 de lei anul viitor, dacă va fi disciplinat în trafic. Dar dacă va provoca accidente, asigurarea îl va costa numai puțin de 1800 de lei. Așa prevăd normele legii RCA, care a intrat în vigoare în urmă cu o săptămână.